Consiliu, raportul privind situația economico-financiară a SC Termoșii TSA și informarea privind alte probleme sesizate de control efectuat de curtea de conturi, capitalul social, activitatea cenzurilor și descărcarea sau nedescărcarea de gestiune a administratorului unic, raportul este însoțit de anexă. Proiectul 2. Raport privind situația bunelor date în administrarea SC Termoșii TSA. Raportul este însoțit de anexă. Proiectul 3. Raport privind deschiderea procedurii falimentului în procedură generală. Punctul 4. Raportul privind creanțele clienților debitori ai SC Termoșii TSA. Raportul este însoțit de anexe. Punctul 5. Discuții privind salariile restante către personalul disponibil de la SC Termoșii TSA. Punctul 6. Proiect de hotărâre prin care se iau demisia administratorului special a SC Termoșii TSA Onești, domnul Parola Liviu Victor. Dacă sunt observați la ordinea de zi, dacă nu sunt observați, haideți să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Raportul privind situația economică financiară a SC Termoșii TSA și informarea privind alte probleme, sesizare și control efectuat de curtea de conturi, capitalul social, activitatea cenzurilor și descărcarea sau nedescărcarea de gestiune a administratorilor unici. Raportul este însoțit de anexe. Mare cuvântul. Deci, la toate aceste puncte, mai puțin la ultimul, vor fi prezentate de către reprezentanții Termoșii de care sunt persoane. Mare cuvântul unul de reprezentanții SC Termoșii. Curtea de conturi a avut următoarele amendamente la aplicarea Termoșii. 1. Pe scurt, ca să nu rea toată chestia. 1. Pierderea Termoșii din anul 2007 până în anul 2008 a depășit cu mult limita legală și se impunea din acel an dizolvarea firmei sau majorarea capitalului. Este o hotărâre pe care o ia doar Consiliul Local în calitate de acționar majoritar. Problema se pune din punct de vedere tehnic dacă astăzi avem o întrunire AGA, adică suntem ca asociați, sunteți ca asociați unici ai societății sau ca și Consiliul Local. Noi am Consiliul Local, asta am înțeles și eu, pentru că este o altă procedură și un alt termen. Astfel încât toate hotărârile nu știu dacă vor avea influență și dacă au temei juridic în fața judecătorului sindic sau oricare alte instanțe decât ca și Consiliul Local. Da, revenit la o chestiune pe scurt. Deci, în primul rând, Consiliul Local ar fi trebuit să, din anul 2007, de când DGFP Bacău, la acea dată, a contestat înființarea Termoșii și a, practic, a atras răspunderea în solidar, conform codului procedură fiscală, a societății nou înființate Termoșii cu Termon SRL, de acea dată firma era deja în pierdere, fiind depășit cu mult capitalul social. Și atunci trebuia luat o decizie. Chiar dacă exista un dosar pe rol, trebuia luat acea decizie de atunci. S-a amânat, noi astăzi am fost obligați de curtea de conturi să înaintăm Consiliul Local această chestiune, să o prezentăm, urmând ca Consiliul Local să ia măsuri în acest sens. Propunerea mea, având în vedere și următoarele puncte, este de dizolvarea societății, deoarece insolvența ca procedură astăzi nu înseamnă că firma este dizolvată, dar falimentul atrage cu sine dizolvarea. Fiindcă este o măsură, să zicem, pe o perioadă scurtă, cred că se poate discuta dacă se dorește dizolvarea firmei Termoșii TSA. Atenție, acea dizolvare se face pe legea 31/90. Pentru că pe legea 85/2006 dizolvarea apare automat ca urmare a falimentului. Asta era una din chestiunile pe care noi trebuia să le prezentăm Consiliul Local ca acționar unic. A doua chestiune era de cenzuri. După deschiderea procedurii insolvenței, cenzurile nu au mai fost plătiți. Este o, să zicem, cenzuri reprezintă mijlocul de control al acționariatului asupra societății. În concluzie, firma nu are fondul să achite acest cenzur. Este o măsură pe care poate să o dispună doar Consiliul Local. Aceste două probleme erau esențiale și trebuiau discutate până la această dată. Urmând ca, virgulă, Consiliul Local să ia o decizie în cele două chestiuni.
A treia punct pe care Curtea de Conturi nu l-a subliniat a fost faptul că foștii administratori unici nu au fost descărcați de gestiune. Atunci când a fost înlocuit, mă repet, poftim, ultimul administrator, domnul Cetean, nu există un raport de descărcare de gestiune privind domnul Șefănescu, care era administrator anterior. Acest lucru au dus la o problemă legată de răspunderea fiecăruia pe mandatul său. În raportul privind creanțele care o să-l prezentăm, apare acolo cam fiecare ce perioadă a avut și care sunt sumele pe care am fost, să zicem, trebuie să menționăm că au fost prescrise și în fiecare ce mandat, cine era pe fiecare perioadă în parte. Dar avem trei chestiuni de la punctul 1. Dacă se discută dizolvarea TermoGT, dacă dumneavoastră, în calitate de acționar unic, veți numi și veți achita contravalarea serviciilor unor cenzuri, și 3. Urmează a aprecia ulterior sau la altă dată dacă se impune sau nu descărcare de gestiune pentru foștii administratori ai societății. Repet, ca decizia Curții de Conturi era doar să vă aducem la cunoștință aceste aspecte. Întrebări pentru acest punct? Da, am eu două întrebări. Da. La cât s-au fi ridicat salariile cenzorilor? Nu e vorba de un salariu, e vorba de fiecare la această ori, nu știu acum cât e ca cifră. Se pot numi alții cu alt salariu. Bănesc că nu s-au plătit pentru că nu erau resurse. Exact, astea nu sunt resurse. Bun, dar care erau estimat valoarea salarizării cenzorilor? 3.600 de ani. 3.600 de ani. De persoane. Nu, total. Da, de total. Și nu s-au găsit 3.600 de lei de plătiri și cenzori din miliardele care s-au plătit într-un an sau, mă rog, sute de milioane? Nu, haideți, nu. Deci, la această oră s-au adunat datorii, inclusiv la finanțe și la primărie, dacă erau fonduri, se achitau. Deci, cum am spus, s-au achitat doar minimul pentru funcționarea unei firme poate insolvență. Deci, vreau să spuneți că nu s-au găsit 3.600 de lei pentru cenzori? Nu, sunt 3.600 pentru fiecare cenzor ajuns. Da, aceea mă cam îndoiesc că nu se găseau soluții. Descărcarea de gestiune, noi am mai cerut-o și cu ani în urmă. Nu știu de ce nu s-a făcut impedimentul, unde a fost. Dar nu este problema noastră. Nu pot să spun de ce nu s-a făcut. Este treaba Consiliului Local. Și noi întrebăm, că la rândul nostru, nu pe noi. Întrebați dumneavoastră, verificați. Și nu erau atunci nu am întrebat. La interesa mea, chiar și domnul Lemnaru, în sală, și punem întrebări. Dacă nu este, nu avem cum să ne adresăm. Pentru că descărarea gestiunii de la director la altul trebuia făcut. Trebuia făcut în momentul în care domnul spunea de să-mi confine sau să mă rog să zic. Descărcarea de gestiune face doar numai Curtea de Conturi. Și într-adevăr și acționarul. Exact. Ne-am dat multe de multe ori lucrul ăsta, dar nu s-a luat. În vedere acest aspect, pentru că era mult mai corect și mult mai bine pentru următorii directori să știe din vedea. Așa, fiecare a luat o situație cum a luat-o, a gestionat-o cum a putut, lipsiți de finanțare, lipsiți de sprijin, s-a ajuns unde s-a ajuns. Da, mulțumesc frumos. Dacă nu sunt alte întrebări... Da, astea cu informare sau trebuie să votăm ceva? Nu, este doar informare. Tot informar, nu există un proiect de hotărâre. Deci, aveam obligația să aducem la cunoștința Consiliului Local. Acest aspect. Mai important. Da, să ne aflu și eu. Dacă aș dori să vă adresez o întrebare, domnule administrator, vis-a-vis de cum ați început discuția, că practic astăzi Consiliul Local nu poate lua numele AGA. Nu ne-am întâlnit ca și AGA aici. Ce puteți face mai departe ca și demers juridic vis-a-vis de declararea falimentului sau altă procedură pe care dumneavoastră o recomandați? Și când? Pentru că a mai fost o întâlnire, de fapt, o convocare a AGA, la care doar, cred că, 6 consilieri locali ne-am întâlnit și, în urma acelei întâlniri, am provocat această ședință de Consiliul Local cu caracter de urgență, adică ședință extraordinară. Dacă astăzi ne-am întâlnit doar să, eu știu, să ne împărtășim dumneavoastră un punct de vedere, cred că dacă n-am făcut nimic, am făcut aproape nimic.
Adică, haideți să vedem pașii care trebuie să urmați și vă rog frumos să ne prezentați. În cazul care este nevoie de, de o ședință AGA, haideți să vedem în spiritul legii, în cel mai scurt timp cât o putem convoca, și fac un apel la responsabilitate și față de cei prezenți și mai ales față de cei indixă. Fiecare dintre noi avem și o responsabilitate politică, dar și una administrativă. Voi avea grijă, adică mi-asum eu prezența vis-a-vis de consilierii PSD la AGA, dar trebuie să facem ceva. Doar să ne întâlnim, să ne informăm unii pe alții, nu cred că este suficient din punctul meu de vedere. Și încă o dată, mă repet deja, spuneți-ne care sunt pașii care trebuie să îi urmăm pentru a ieși din această situație, care, după cum ne-o prezentați, pare puțin fără ieșire. Mulțumesc și aștept. Deci, Curtea de Conturi a sesizat un aspect legal care, potrivit legii 31/1990, care obligă societatea acționare în situația în care se depășește o pierdere față de capital social să întrunească de urgență adunarea asociată. Ceea ce noi am făcut, am făcut-o de, da, acționat, de două ori. Am solicitat această convocare pentru a se discuta dacă firma urmează a fi dizolvată sau se va mări capitalul social. Vorbesc strict doar din privința legii 31/1990. Pe data de 18 mai este termen la Tribunalul Bacău un dosar de insolvență în care am solicitat falimentul societății. Faliment care atrage automat și dizolvarea Termon CTSA. Și dumneavoastră puteți merge acolo fără un mandat de la acționarii? Da, pentru, merg ca și reprezentant al creditorilor, nu al acționarilor. Astăzi am venit în fața noastră să discutăm exact ce a dorit Curtea de Conturi. Să înțelegem foarte bine că Termon CT este practic în stare de faliment. Ne-am supus dispoziții date de Curtea de Conturi și astăzi, adunarea de astăzi a avut loc, să zicem mai mult, este o, de-aia am spus, este Consiliul Local și nu o adunare extraordinară a acționarilor. Pentru că asta este categoria. De aceea m-a adus la cunoștință. Dar pe data de 18 mai, firma probabil va intra în faliment. Și atunci dizolvarea va fi dispusă din oficiu, de către judecătorul sindic. Și atunci, la acel moment, orice hotărâre a acționarilor nu mai are nicio valoare. Am înțeles. Deci, cred că la acea dată, nu crește mai când este termen, trebuie și ori Consiliul Local, ori AGA să aibă un punct de vedere vis-a-vis de... Ca și acționar puteți avea un punct de vedere prin administratorul special pe care probabil îl veți, păi dacă veți numi încă unul, dacă nu veți numi, veți transmite un punct de vedere. Problema e că nu mai avem, ar fi fost bine, dar nu știu, se poartă ca cei care părăsesc o funcție de administrator sau de președinte de Consiliul de Administrație la instituțiile în care îi numim să plece fără să ne prezinte decât în scris un raport. Era interesant ca fostul administrator să vede ce punct de vedere are, că cel puțin teoretic, dacă nu și practic, trebuie să știe cel mai bine situația de acolo, mă refer din, ca și reprezentant al Consiliului Local. Înseamnă că ar trebui ca astăzi să numim un nou acțion, un nou reprezentant. Administrator special la Termon, care eventual să ne și reprezinte un punct de vedere în instanță. Pentru că altfel lăsăm toate deciziile în administrație și a dumneavoastră. E atribuția Consiliului Local. Domnul acesta Tarola a venit la noi pentru Termon în 2-3 luni și a plecat acum când se pune o prezență aici. Asta mi se pare destul de dubios. Că acum 2-3 luni mi s-a zis că e omul orașului, că vrea să sprijine oraș, acum când e nevoie de dânsul, nu mai e. Specialist? Da, asta nu mai spun pe ce liste de consilier este. Dacă nu aveți, da să-și mie voie. Dacă o fi unul. Din datele economice pe care le-am observat,
că vom avea un administrator special care va spune un punct de vedere scris sau verbal, hotărârea instanței va fi, spune, 100% de intrare în faliment, urmată de dizolvarea societății Termon CTSA. Ăsta va fi sfârșit. Acum urmează ca noi să hotărâm dacă mai e necesar să mai angajăm un administrator special, dintre specialiștii tineri care vor să desfășoare activitate în Onești, să mute în Onești, sau nu mai vrem și nu mai dăm bani. Pentru că, practic, am marcat cu niște bani pe geamă. Asta este problema. Dar SC Termon este clar care este situația ei. Faliment urmată de dizolvare, cel puțin așa rezultă din toate datele economice și din modul cum s-a prezentat situația economică a acestei societăți. Mulțumesc. Da, și Termonul, da, Termonul e mult de mult. Trebuia să-i cântăm noi pe bordul vineri, dar asta e situația. Eu o întrebare am pentru colegul Ionuț. Este posibilă atragerea în răspundere personale, patrimoniale a cenzorilor, a Consiliului de Administrație, a altor persoane care se fac vinovate de actuala stare a Termonului? Pur teoretic, da. E posibil. Practic. Și cine trebuie să ia inițiativa asta? Administratorul judiciar, consiliul local, acționarii, directorul sindic, creditorii, oricine. Adică primăria, consiliul local, ca și creditor, poate să ia această inițiativă. De aceea, Curtea de Conturi a punctat faptul că unii din administratori nu au fost descărcați de gestiune. Dar când analizați sau când vreți să aruncați în public o asemenea inițiativă, vă rog să aveți în vedere aspectul care am început. Firma Termon CT a intrat, practic, a debutat ca falimentară. De ce? Pentru că, imediat cu înființarea acesteia, DGFP Bacău a dispus și a atras răspunderea în solidar împreună cu Consiliul Local. Ulterior, în alta curte a anulat răspunderea solidară a Consiliului Local, dar pe Termon CT răspunderea a rămas. Pentru datoriile foste firme Termon SRL. Termon SRL care se află deja tot în această procedură și încă nu s-a închis în această procedură de faliment. Mulțumesc! Am două întrebări foarte scurte și la obiect. Explicați-ne, vă rog, ce se va întâmpla cu sumele ce încă mai sunt de recuperat de către Termon de la populație. Practic trebuie să știe oamenii la ce să se aștepte în viitor după intrarea asta în faliment, cine o să se ocupe practic de recuperarea sumelor restante și ce se vor întâmpla cu cei ce au datorii la Termon și încă mai au apartamente. Este prima întrebare și a doua întrebare. Ce se va întâmpla cu sumele restante pe care Termon trebuie să le achite la foștii angajați? Știu că sunt niște datorii și v-am întrebat și la ședința ce se întâmplă cu aceste sume restante, pentru că la fel e un număr destul de consistent de angajați care așteaptă un răspuns în acest sens. Deci am sugerat să dau un răspuns fără a intra într-o eventuală polemică în ce privește alegerile care urmează. Nu vreau să mergem în detalii socială. De ce? Pentru că cine a consumat sau cine a fost facturat, să zicem, pentru datorii, pentru termoficare, toți au fost acționați în judecată sau urmează, de obicei, că am finalizat procedura. Și se află într-o etapă de executare silită. Nu s-a mers și nu s-a dorit pierderea apartamentului de către foștii clienți ai Termon CT. De aceea, la o ședință anterioară, am specificat că am încercat de alte demersuri, angajament de plată, eșalonări de sume. Fără însă a periclita executarea în sine și a o întârzia excesiv, ca să răspund domnul Tofan la acum, nu știu, două sau trei luni. Dar nu suntem și nu este posibil să renunțăm la asemenea acțiuni. Decât dacă apare un ajutor public din partea primăriei, dacă e posibil, care să achite datoriile foștilor clienți ai Termon, ai oneștenilor. Dacă există această posibilitate și cineva o achită, atunci firma se nu mai urmește pe nimeni. Dar nu pot astăzi și judecătorul sindic nu va accepta să renunți la o creanță.
renunțarea la creanțe este strict prejudicată de legea 85/2006 și doar cu aprobarea creditorilor. Și nu este legal. Deci nu pot să vă spun cam ce are sensul. Astea sunt pașii de urmat pe care suntem obligați, ca și practicien de insolvență, să-i urmăm. Indiferent cine este practicien de insolvență. Asta este procedura obligatorie. În ce privește salariații, au fost și salariați. În septembrie 2013 am avut un protocol în care am spus în felul următor. Creanțele dumneavoastră nu sunt anterioare scrierii procedurii, adică nu sunt anterioare anului 2000, lunii date de 22 iunie 2013, ci sunt în timpul procedurii. Dacă sunt fonduri, se vor achita. Și s-a achitat în 2013 o parte. Și atunci am vorbit doar de etichetele de masă. În continuare, dacă sunt fonduri, se va achita. Conform legii 85, salariații au prioritate, dar sunt cheltuieli curente. Nu vă pot spune astăzi ce sumă se va recupera efectiv. Pentru că nu este o sumă certă. Sunt foarte mulți debitori care, practic, care sunt decedați, care n-au bunuri, care sunt urmăribili, care nu-i găsim și sume destul de mari. Din păcate, o problemă în care ne confruntăm este că foarte multe sume și destul de, să zicem, substanțiale sunt pentru apartamentele de locuință socială din zona de jos, care au plecat, dar nu s-a verificat, a fost o colaborare între, între Consiliul Local sau Primărie și Termon să spună, pleacă persoana respectivă. Ce datorii are dumneavoastră? Și astăzi acționăm în judecată un număr de persoane pe care practic nu-i găsim. Dar trebuie să-i acționez în judecată, să am o sentință, să demonstrăm judecătorul sindic că am urmat procedura sau cursul de conturi și dumneavoastră. Dar acea sumă nu cred că va fi o dată recuperată. Nu privind situația bună de administrație, ce termone s-a. Deci aici era vorba strict, dorința mea și la fel de la Curtea de Conturi, de a preda bunurile aflate în administrarea SC Termon CT. Din anul trecut am arătat că nu mai putem asupra nici paza acestor bunuri, nu mai aveam nici mașini să ne deplasăm la fiecare centrală, măcar să facem o tur de control. Dacă am fost sunat la orice oră decât de poliție care, datorită, să zicem, profesiei, mă cunosc ce am, mă spune, crezi că am găsit un ce am spart, am fost la orice oră, nu contează că e noaptea, l-am deranjat și pe domnul primar într-o zi de sâmbătă, am luat legătura și cu domnul Paris când am încercat să înlocuim în geam ca să împiedicăm orice sustragere, mulțumim, până acum nu au fost probleme. Dar acest punct am solicitat scrie trecut pentru a se discuta momentul la care Consiliul Local și Primăria va prelua bunurile de la Termon CT. Și mă doresc cât se poate de repede, pentru a se putea asigura paza acestor bunuri. Ce active mai are societatea în momentul de față? Termon CT nu a avut niciun activ. Termon CT a avut administrare doar centralele, imobilul care are sediu, a avut încheiat un contract de leasing prin care a avut 4 mașini din anul 2008 și atât. Active, nu. Dacă vorbim doar din punct de vedere contabil... Toată administrare, da? Da. Da. Active vorbim doar de creanțe pe care le-a recuperat. Ea a fost înființată să nu plătească niciun ban, domnule. Adică a face o firmă cu fundul gol, știi? Dar acum, ce să mai comentăm? Ca și a SRL-ului noastră. Nu ai activ pe firmă, nu ai bunitate. Cum a avut la administrare, domnule. De... Aia, colegul, știi foarte bine. Eu sunt de acord. Trebuie cu aceste, centrale. Ele, este clar că Termonul nu le mai poate păzi, nu le mai poate asigura paza. Ele trebuie preluate. Numai că eu am o întrebare. Cum le preluăm? Își asumă cineva, prin proces verbal, poate să face un proces verbal, nu? Își asumă cineva responsabilitatea pentru modul cum arată aceste centrale? Dacă îmi permiteți. Trebuie făcut un raport de expertiză? Adică trebuie să ne punem probleme. Pentru că nu... Sunt de acord să le luăm. Dar eu știu ce se poate întâmpla mai târziu. Ar putea să vină cineva să ne întrebe, de-a cum le-ați luat așa? Pe ochii închiși?
Deci părerea mea este că trebuie să ne gândim și la modalitatea în care noi le preluăm ca ea să fie legală, nu? Trebuie să le preluăm de dragul de a le preda. Administrarea lor, el e aparținul meniului public al primului calvonești. Noi trebuie să știm în ce stadiu sunt. Asta, la asta mă refer eu. La asta mă refer eu. Pentru că valoarea e foreste mare. E cu totul, e vreo 800 și ceva de miliarde. Vă-i dați seama. Nu știu, poate domnul secretar sau poate domnul primar. Da, am avut discuții cu domnul secretar pe tema asta și punctul de vedere al dumneavoastră l-am ridicat și eu. Pentru că, într-adevăr, vorbim de investiții foarte mari, de multe imobile și active pe care le-au avut în administrare societatea. Concluzia este că trebuie să angajăm o echipă de experți care să lucreze împreună cu specialiști din primărie, să facă o evaluare, că dura o lună de zile, două luni de zile, le ia să facă o evaluare a bunurilor, ca să știm exact ce primim, care este stadiul lor tehnic, câte mai sunt, care nu mai sunt, valoarea actuală, actualizată și... Era valoare de inventar, domnul. Mai apoi adus în Consiliul Local. Era valoare de inventar. Domnul secretar, că aveți competență. Nu, deci ceea ce s-a spus până acum și eu am prins să cred, pentru că într-adevăr trebuie preluat aceste bunuri, dar prin faptul că s-a spus acum că urmează mai mult ca sigur falimentul, dar împărtășesc aceeași idee, trebuie însoțite de un raport de evaluare, de un raport de expertiză cu starea și bunurile în ce stare se află. Nu știu dacă avem noi un inventar, bănesc că dumneavoastră aveți un inventar. Aveați și aveați. Da, probabil și la în contabilitate. Mergând pe acel inventar, cu o echipă de specialiști, comun, poate termon, primărie, se fac o inventariere și după acea inventariere, evident, va veni un proiect în Consiliul Local de preluare în administrare, dar va trebui să ne gândim și cel mai bine dumneavoastră să vă gândiți cui vom da aceste bunuri mai departe în administrare. Cine le va administra? Cine le va păzi, de fapt. Cine o întrebare tehnică. Nu putem să facem asta în două etape? Adică pauza deja... Pauza și după aia preluarea. Exact. Da. Asta trebuie făcut pentru că preluarea, dacă va dura câteva luni, vă dați seama că ele vor fi fără pauză. Da, și paznicul ce face? Păzește ce face Ternarus sau păzește ce facem noi după două luni de zile? Nu, păzește să nu se simte mai rău. Păi nu, stați că cei care va semna pe verbal de recepție al acestor clădiri de miliarde, da? Nici eu nu se spună pe la Saramură să dea cu plaivazul prin proces verbal de preluare în folosință, că el sunt în proprietate, atâta timp că două luni de zile stă un paznic care nu are nicio treabă cu noi și după două luni de zile să vină alt paznic pus oficial și semneze domnul spânul de preluare. Haideți, domnul Zaru. Facem în felul următor. Punem sigilul la această dată. Altceva. Păi, nu? Punem sigilul. La ce? Și la geamă? Dacă le punem, le punem, se intre pe, dacă se pe sparge un geam, stăm. Nu aveți la da. Ce să mai puneți în cinci. Trebuiau puse, dacă era. A fost o solicitare a dumneavoastră, știu că am și discutat la momentul decembrie, din păcate solicitarea dumneavoastră s-a oprit undeva, nu știu, pe linia achizițiilor sau tehnică spădării, nu mai știu exact. E o procedură de achiziții și oamenii din primărie s-au cam temut să nu fie imputat, să nu fie imputate aceste sume de către Curtea de Conturi, dat fiind faptul că nu avem administrarea acestor bunuri. Sigur, au fost și păreri împărțite, faptul că suntem proprietari, în calitate de proprietari să asigurăm siguranța acestor bunuri și eu împărtășesc această idee, însă pe undeva, pe circuitul de achiziții publice, această achiziție a fost blocată. Am fost la Curtea de Conturi din cauza acestui termen și a fost destul de rezonabil în a înțelege să găsim o procedură de comunicare. Întrebarea mea simplă este, s-a format o adresă către Curtea de Conturi să explice situația și dacă dumneavoastră sunt de acord? Nu dau explicații în scris. Mulțumesc. Și la Curtea de Conturi nu dau explicații în scris. Ba. Situația, zic, e mult mai complicată decât o discutăm aici și adică mi-e exprim un punct de vedere, nu vă explic de ce. Dacă preia Consiliul Local prin primărie în pază, să nu zicem în administrare, punctele termice, o să ne izbim de următoarele probleme. Nu? Cui dăm în pază? Primăria Municipiului Onești nu are în organigramă paznici care să acopere paza tuturor punctelor termice. 2. Dacă demarăm o acțiune, o procedură de achiziție publică, nu vreau să-mi exprim un punct de vedere, dar oricum nu o rezolvăm în problema în
două, trei luni. Când vedeți, s-au făcut și niște referații și nu s-au rezolvat. Îmi dă încredere să promovez ideea asta. Trei, să presupunem că am încercat să o dăm, problema să o transferăm către DPP. Ar fi o soluție. Nu știu dacă DPP-ul are angajați atâția paznici care să preia această problemă. Eu vă spun că o să înceapă atacul la putere astea termice, care încă arată bine, zic eu. Și atunci o să vedem care și cum își asumă lucrurile astea. Oricum, nu merge pe lucrurile astea. Propun doar să demarați această procedură. Dacă procedura de achiziție, nu? Asta orice doriți noastră. Dacă era demarată din decembrie, suntem în mai. Probabil până azi aveam o soluție sau o idee. Deci, n-am alte măsuri pe masă, trebuie să decideți. Eu doar vin și arăt o problemă. Păi haideți să decidem, dacă noi trebuie să decidem, ce să mai... Să mai facem încă o ședință ca să ne decidem? Deci atribuții mele legate de legea 85/2006. Vin aici pentru că am vrut să arăt prezint problemele cu adevărat și pe o parte mie semnă. Sunt, să zicem, bunuri care le văd funcționale. Bun. Domnul secretar, domnul... Care credeți că cea mai urgentă procedură și cea mai eficientă, care ar fi dintre ei? Bine, am expus trei, bănuiesc că sunt mai multe, nu dețin eu adevărul suprem. S-a discutat de angajarea unui pasnic. Am făcut un studiu economic pe varianta asta și cifrele nu merg bine. Ar fi niște sume importante care ar trebui disponibilizate pentru, mobilizate pentru această activitate și zic eu că nu se justifică, iar temele angajaților, pe de parte, le înțeleg și eu, pentru că e vorba de sume destul de importante. O variantă la care mă gândesc ar fi angajarea unei firme de securitate care să monitorizeze, obiectivele. Trebuie avut în vedere că paznicii trebuie să fie autorizați și acreditați, deci nu poți să fii pe oricine acolo, are o responsabilitate. Și ai nevoie de schimburi mai multe, sunt 23 sau 24 de puncte, e complicat. Dacă îmi dați-mi domnul și cuvântul, domnul primar și domnul viceprimar, dacă ce propuneți dumneavoastră aici sau colegii sau alții, înseamnă că e posibil și ca 15 ani de zile să plătiți paznicii, să păzească clădirile. E posibil, mă spună? Posibil. Adică cheltuiți cu ele, dar nu produc nimic. Și n-ar fi bine să viitorul Consiliu, care va fi dintre dumneavoastră, să faci un proiect de hotărâre, să scoateți la închiriere, la concesiune, că mai degrabă să ai un închiriaș, să aibă o răspundere contractuală, decât un paznic plătit din primărie, ani de zile, sinergie, până să va face ceva cu ele. Eu îmi pun de vedere. Viitorul Consiliu n-are decât să stabilească dacă această idee este să nu bună. Permiteți-mi... Da. Pentru că totdeauna trebuie început cu partea pragmatică, practică a lucrurilor. E adevărat că termonul, dat fiind împrejurările și știți foarte bine că sunt niște ani parcurși din spate care au îngreunat foarte mult viața termonului, o punem de la punctul zero, ca să zic așa, pentru ca aceste obiective să aibă cât de cât siguranță. Prima operațiune, lucru care l-am mai spus încă o dată, mi este foarte greu totuși să trebuie să-l mai spun încă o dată, ar trebui făcut o acțiune, evident, din partea DPP-ului, care trebuie să recunosc domnul Paris din Garda Veche, a ajutat și el cât a putut. Ar trebui o operațiune de înlocuire a geamurilor sparte cu USB. Noi am locuit foarte multe geamuri pe parcursul acestor ani de insolvență și a fost destul de dificil. USB-ul nu poate fi spart cu ușurință, iar dacă te apuci să spargi USB-ul ăsta, pensionarii care sunt niște oameni foarte atenți, vigilenți, ne-au anunțat, în cazurile astea, o parte din ei ne-au anunțat. Ar trebui, deci, prima operațiune este securizarea prin acest OSB a geamurilor sparte. După aceea, eu vă spun, tentativele de spargere au fost făcute probabil de niște adolescenți, eu știu, niște tineri, niște oameni într-o stare de ebrietate, zic așa, n-au... N-a dispărut nimic, n-au atacat, n-au rupt, n-au vandalizat în interior, au folosit niște stingătoare la un moment dat.
Și pisici, câini, motani, nu vă pot explica cam ce lasă în spate. Deci asta ar fi prima operațiune, ca să asigurăm cât de cât o securitate mult îmbunătățită. Acum sunt geam în spate, am improvizat cu un amic, cu cineva, am mai astupat, nu se poate, trebuie. Cu USB-ul ar fi o altă soluție. Iar relativ la cine va prelua și cum va prelua, ar trebui totuși gândit, asta este o parte din proprietatea publică. Deci ne gândim foarte mult, dar și foarte repede legat de treaba asta. Nu eu am creat insolvența, eu am cerut insolvență, adevărat, dar fiind situația economică, care s-a adunat de-a lungul timpului. N-are rost să povestim, că știți foarte bine. Așa că zic eu că prima operațiune ar trebui făcută, această operațiune. Nu este foarte mult de făcut, dar trebuie făcut neapărat. În cost al acestei operațiuni ați estimat cât ar fi? Noi, nu e cine știe ce, scâte pe acolo de USB și munca domnului Paris cu... N-am ideea cu USB-ul, ne venim foarte târziu. Da. Deci, sunt 21 centrale. Nu, dar nu sunt toate. Sunt câteva centrale. Sunt crâșmi alături. Sunt crâșmi alături. Geamurile, suprafața vitrată sau, mă rog, suprafața exterioară a acestor centrale termice, este curioasă. Parte din ele au un semizid la înălțimea la un metru și parte din ele, știți foarte bine, au geam cât în capi. Geamul de lângă școala 10 a fost înlocuit cel puțin de 30-40 de ori și copiii fotbal în zona aia, au spart geamul și au plecat. Domnul Cetean, da. Deci nu-i problema geamurilor. Problema ce destinație va da consiliul, viitorul consiliu, acestor clădiri. N-aș vrea să... Nu putea să le țină consiliul ca să le țină în sinedie, fără să nu le dau destinație. Dar se va da o destinație. Sunteți în meserii. Dacă îmi permite, eu am făcut o propunere în sensul ăsta, când a venit controlul MDRAP-ului să vadă ultima investiție făcută cazarnei centrale, există menționată și în procesul verbal, statul român ar trebui să confiște efectiv la, în toată țara aceste centrale, pentru că nu pot fi coordonate de... anumite comunități locale. Confiscarea nu e o regulă, domnul Cetean. Bun, le confiscăm. Dar ce destinații dăm în viitor? Le ținem acolo ca bilet? Asta domnul. Este treaba celor care le ia. Eu zic că condițiile economice la ora actuală nu permit repornirea sistemului, din păcate. Oricum, luați-vă gândul că se va reporni în onești sistemul centralizat. Da, eu am suferit din cauza asta. Așa de aceea trebuie să vă gândiți, sunteți cadrul tehnic, eu să propuneți consiliului o viitoare destinație ce trebuie gândit. Pentru alte afaceri, pentru alte investiții. Domnul avocat, dumneavoastră vedeți foarte bine consiliul local, este pus în fața unui întrebări ce o să facă cu aceste obiective. Eu v-am spus, m-am gândit la chestiunea asta de 3 ani de zile non-stop. Soluția este că consiliul local nu prea poate lua nici decizii ce să facă cu ele, să le vândă, să le păstreze, să le... Ai voie să-l închirieze, să-l concedeze? Dar cine îl închiriază? Domnule, dar dumneavoastră nu știți cum vor fi închiriați. Faceți încercarea, dar eu vă spun că nu. Acum sunt închiriate? Tot aia este, cine ai vrut? Nu mai e nimeni. Dacă vă amintiți la început, am făcut o propunere de pentru un raport care să prevadă exact ce sunt acele centrale și cum mai pot fi ele folosite. Și nu a avut loc o asemenea discuție. Centralele de cartier, dacă sunt dinăuntru scoase utilajele, se rămână mai simplu la construcții, cu utilități, apă, canalizare, curent. Nu știu dacă permite contractul împrumut cu primăria pentru acest, nu știu condițiile eu care sunt. Eu nu se poate. Dacă vă permite ca până la finalizare contractul în 2026... Are să... împrumut vorbiți, nu? Da, nu știu. Condițiile și nu are nu? Cu, nu știu. Cu centrala. Împrumutul este garantat cu veniturile la bugetul local. Deci nu se dă... Adică vă permite... S-a afectat și clădirile de... Vă permite schimbarea destinației. De fiind această sasă specială, se poate face ceva, da? Atunci pot să recomand, doar ca discuție, un studiu de fezabilitate. Și atunci, cam asta înseamnă ca procedură. Dar mai mult de atât... Deci, cum spunea, noi trebuie să gândim, zic eu, în două direcții. Un, să încercăm, cum a spus și domnul primar, să găsim o firmă de pază. Poate e mai simplu. Să asigurăm paza acestora
Și doi, să demarăm imediat acea procedură cu angajarea unei firme care să facă o expertiză tehnică și după aia să le preluăm noi. Ce vom face cu ele? Nu știu. Probabil, cum spunea părintele acestor centrale, pentru că erau un părinte, domnul primar Lemnaru, trebuie să le conservăm. Așa e, trebuie să le conservăm, că nu avem ce face. O să suportăm cheltuielile de conservare. Poate, eu știu, cândva se va redeschide acest sistem de încălzire sau vom putea scăpa de ele într-un anumit fel. Dar asta e, trebuie conservat. Vreau să vă informez că există o lege în statul meu acum și am primit o solicitare din partea RADET București. Ele pot fi donate, date cu titlu gratuit, altor societăți și modificare din țară. Din păcate, nu cred eu că cineva din această sală sau din viitorul Consiliu va vota să dea gratuit 100 de milioane. Deci am avea pierdere mai puține. Da. Una din soluții, dar nu știu tehnic, dacă se poate și tocmai pentru un studiu de fezabilitate sau asta, ar fi scoaterea la licitație publică la nivel național, poate anumite orașe, anumite hotele din complexul, poate și licitația să... Și atunci se mai recuperează ceva din bani. E vreo problemă legată de faptul că încă mai avem credit pentru ele? Adică putem să le... Nu sunt garantate cu ce poate. Deci nu. Că dacă ai ipotecă, le credeam la bancă și... Nu, o altă soluție, dar puțin mai neortodoxă, să facă un credit, să pună băgai și centrale și nu mai fie băgai, dar nu prea cred că... Mai am o singură precizare de făcut. Să știți că durează mai mult perioada de nefuncționare acestor centrale, uzura, deci... O să ziceți că, dar asta este adevăr și întrebați pe cei care sunt cât de cât în domeniul tehnic, uzura crește exponențial. Deci, orice lucru care nu este folosit, în afară de carte, și cartea din bibliotecă putrezește la un moment dat, îmbătrânește, vreau să spun. Deci, cu siguranță va trebui făcut ceva. Deocamdată, schimbarea geamurilor e foarte importantă. Până... Proiectul de hotărâre, pentru că avem și un proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind că se ia de demisia administratorului special, domnul Tarul Alin Victor. Domnul consilier, SCTRMON CTSA este societate comercială de interes public local, al cărui acționar este municipiul Anești, reprezentat de Consiliul Local Onești și care a fost înființată prin hotărârea Consiliului Local. De la înființare până la situația economică financiară a societății s-a înlocuit permanent, operatorul SCTRMON CTSA nu și-a putut achita obligațiile de plată acumulate de furnizorii de gaze naturale, care au existat prin ziua acestora, în funcția de continuare structurare a SCTRMON CTSA, aprobată de Consiliul Local prin hotărârea numărul 33 din 29 martie 2013. Prin hotărârea Consiliului Local 132 din 29 octombrie 2015 a fost desemnat domnul Tarul Alin Victor, administrator special al SCTRMON CTSA Onești, administrator special este reprezentat prin desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru ce să echiteze numele și contul acestea, actele de administrare necesare în perioada de procedură, pentru că debitorului se permite să-și administreze activitatea, să-și reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului s-a ridicat dreptul de administrare. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea intereselor acționarilor asociațiilor de la data ridicării dreptului de administrare. Din adresa actului 7950 în 2014, domnul Tarul Alin Victor, ștengherea contractului numărul 54154 din 9-11-2015, prin care a fost numit administrator special la SCTRMON CTSA sau Onești. Cu acest motiv, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pe care am prezentat. Sunt discuții, domnul. S-au discuții. Discuții. S-a discutat în comisie, cumva, comisia 1 ați discutat, nu este obligatorul, dar... Nu am discutat. Să avem discuții pe acest subiect, dar să... Da.
Că tot am trecut de perioada postului de Paște, ar trebui să mai și zâmbim puțin. Vreau să-l felicit pe domnul pentru întreaga activitate, bineînțeles cu chirurile, pe rigoare, dacă se poate, și să-i urăm succes în continuare în alte activități. Dar zici din soleacă. Cine este Petru? Este un proiect de hotărâre. Se ia de demisie. Se ia de demisie pe hotărâre consiliu. S-a spus aici o variantă să fie vândute aceste centrale. S-au închiriate. Dar mi se pare că până acum nu s-a făcut nicio ofertă. Sau poate nu știu eu. Poate nu știu eu. Dar nu știe în oraș că primăria poate să-ți poată să oferteze aceste... Păi asta este. Deci să oferteze la vânzare. Poate să facă încercare, poate am înțeles de Radet. Sau altcineva. Sau sunt asociații de proprietari, poate care vrea să cumpere sau să închirieze o centrală de asta și să o pună în funcțiune. Că știu că a mai fost discuția asta acum un an, doi ani, că veniseră din quartal mai mult de 70 de familii care vreau să facă. Că așa, soluția de a angaja paznici care pui lucru paznic la UE, ăla încet, încet, noaptea o să mai și... Mai este, așa doar. Ucraina, că este în răzut. La ucraine. Și eu puteți, a scris fiecare pe mail declarațiile de avere și de interese. Am rugămintea ca aceste declarații trebuie să completate paradoxal de două ori, o dată la sfârșitul mandatului dumneavoastră, nu știu când va fi, și a doua oară pentru anul fiscal anterior, la data de 15 iunie. Al doilea anunț... Până când se depun astea? Deci, până pe 15 iunie, primele și cele de al doilea exemplar la sfârșitul mandatului, după alegeri, după ce se va valida noul consiliu. Mâine știți că aveți la ora 11 adunarea generală a acționarilor la SCDPP, la sediul acesteia. Rugați, poate țineți și noi și materialul măcar așa pe da, eu am primit un singur exemplar, l-am primit, nu știu de ce l-am primit, că n-am nicio treabă cu adunarea generală. Da, puteți chiar când ne-am venit noi jos, aveam urcat și am luat pe tot. Păi cine poate merge și astăzi? Sunt la sediu acolo. Puteți merge astăzi, găsiți dosarul, eu l-am luat. Disciplinată, nu. Că tot sfârșim, cred că e ultima ședință din acest mandat. Nu trebuie să... Extraordinară pe luna aceasta, scuze. Tot în spirit de glumă, ca și mai devreme, aș fi vrut să-l întreb pe colegul nostru, pe domnul Cristian. Am văzut că există o inițiativă a unui consilier, nu dăm numele nici partidul, către domnul secretar și mai departe. În spirit de glumă aș fi dorit să-l întreb, bineînțeles, dacă dorește să răspundă, din ce partid politic mai face parte? Am să vă răspund cu toată seriozitatea, pentru că e bine să nu se facă confuzii și e bine venită întrebarea. Sunt membru al Partidului Social Românesc, PSRO. Vreau să vă spun partidul de cine?